E duminică pe înserat, am sosit acasă de la Botoșani și nu puteam, eram nerăbdător să dau o tură așa prin Stupină. Samurai a intrat la culcare, celebrul de pe acum Samurai, dar vreau să mă mănâncă, mă mănâncă, să mă uit puțin la albinuțe, că înainte să plec le-am dat și lor puțină hrăniță și să vedem ce s-a întâmplat cu hrănița respectivă. După cum aud aici, e o mișcare totală. Hopa, hopa. Ia. Vedeți, celebra pungă e goală. Stai să văd. Mă băzi albina că e cald afară aici la râmnic. S-au apucat și de turtiță, dar înainte de toate s-au apucat de punguliță. Voi care urmăriți știți foarte bine ce se află în punga respectivă. Nu mai pomenesc că nu vreau să dau apă la moară. Ma! Diferitelor persoane din mediul online. Uite, ăsta e avantajul că s-au dus imediat înapoi. Hai să ne uităm puțin și la ăsta, dacă și lui ăsta a fost sete. Lu Oare, lu domnul Oare. Mai acolo să vedeți niște filmări făcute de Laura la Stupina din pădure sâmbătă, adică ieri. Ia hai. Auta și pe ăsta. Punga. Vedeți? Aceeași poveste. Turtița e aici. E turta aia, dar nu folosesc colagenul. Trebuie pus în amestec cu ceva. Mai am de lucru. Mai am de lucru până aflu exact cum e cu turta colagenoasă. O să încercăm încet, încet, pentru că la urmă urmei nimeni nu spune toate dedesubturile. Dar o să le aflăm noi, că suntem băieți steți. Hai să ne uităm puțin aici la mer. Lui ăsta i-am dat, și de ce i-am dat, de asta super proteic. 33 de grade, sub reactor. Să vedem de... E o joi, joi. Da? Joi le-am dat aici ceva hrăniță. Să vedem. Să vedem. Stați așa. Uitați, vedeți cum e la ultima ramă. Pungulița, celebra. Uitați, un kilogram de super proteică ce a tocat la el. Iar aici este gaura. E una făcută pur și simplu cu gelatină. Dar uitați ce nevoie au de apă. Colonia, o vedeți, e pe 10 rame. De fapt, pe 30 de rame, de 1 pe 2. Colonia este o colonie mamut, vă dați seama. Pentru că vreau să fac mer, din ea, practic, o să fac 3 stupi. În primăvară o să ne iasă 3 colonii. Hai să mai vedem și acest breeder. Are și ăsta un 30 de grade. Așa. Că i-am dat și lui ăsta hrăniță. Ue. Vedeți punga goală și roade la turtiță. Deci oricum, ca să spunem așa, super proteică, e pistol cu apă față de turta asta colagenoasă. Turta colagenoasă este luată mult, mult mai încet. Știm foarte bine că o turtă cu cât are proteină mai mult în ea, cu atâta este luată mai greu. Hai să vedem și la micu, că lui ăsta parcă i-am dat super proteica. Să vedem
ce se întâmplă. Asta a trecut după diafragmă. A crescut, uitați-vă, crescături după diafragmă. Punga goală. A, nu, i-am dat tot colagenoasa. Dar ăsta a rost, fraților. Deci tupul restartat în septembrie. Pasta de față mai are puțin și o termină. Roade, băi, fraților, la colagenoasă. Și uite-l cum vine să mănânce și după diafragmă. Mâine, alte pungi, altă distracție. Clar. Clar. Deci, treaba este bună. Căsentul să le mai dau și la ăștia turtiță. Să văd dacă vremea îmi permite. Așa. Dacă voi fi odihnit, la fel. Să intru în ei. Uite, a, și altceva vorbeam. Deci la B-Box, pentru că trebuie să ai un reper. Și să vezi ce înseamnă o ladă de stup. B-Box-ul nu va primi nimic. Deci B-Box-ul nu are nici împachetaj și nu e nici turtă. 26 de grade în cat. Uitați cum arată o colonie de B-Box la ora asta. Vedeți, acolo jos e baza, dadantul, aici catul de 1x2. Deci, practic, albina defilează. Defilează în toată lada și își face arhitectura exact așa cum își dorește. Manualele spun că eu trebuia... Salut! Am acolo niște fani sus la geam. Că trebuia corpul cu mic să-l pun dedesubt și pe ăsta sus. Dar am pus... O să cercăm și așa și așa. Uite, iar aici avem ca la... Vedeți? La... Să ne uităm puțin la... Ăsta e nicotul. Tot așa e cucat. Ia uitați. Deci stupă 10 rame de adan jos, 10 rame de cat sus, nu a primit turtă. Uitați ce aici. Ce e în catul lui. Ce e în cat. O să eliberăm curtea. Urmează, vreau să vin cu niște alei pe aici, deci schimbările vor fi totale. Totale, totale. Vreau să vin pe aici frumos cu alei ca să mai pun aici un rând frumos de stupi. Deci ne... Pentru că... Uitați! Gata, zarzarul ăsta sau cais, ce naiba e? Ia uite-l. Vedeți? Stă să înflorească și florile au ieșit prin stupină. Că vreau să fac un careu de stupi, practic, aici în zonă. Vom face un careu. Ca să nu mai vreau să țin stup dincolo, cel puțin vara, în niciun caz. O să duc la munte și o să ne facem aici o zonă dedicată, o zonă permanentă, că mai ales că acum am aflat la sesiunea științifică de la Botoșan cum putem face 200 de kg de miere pe colonie în staționar. Și ar fi păcat să ratăm aceste informații și să nu ne apucăm de treabă. Așa că, oameni buni, acum vă las în compania Laurei și Laura o să vă povestească cum a filmat la pădure. Numai bine, hai, vizionare plăcută! Și acum recompensa după câteva ore de muncă.
cât de greu fac ele bobițele alea de polen. Și la târg ți se aruncă în față că e prea scump, 10 lei pe 100 de grame. Ce-mi doresc mie, vă doresc dumneavoastră o zi frumoasă. Azi e 4 martie 2023 și suntem la stupina de la Făgetu. Puietul e la zbor, bate un pic vântul, chiar dacă e adăpost de la pădure. Eu am făcut un pic de zoom ca să vedem că timid așa, dar albinele aduc și polen. Ia uite, încă una a intrat, încă una, încă una, încă una. Super, avem polen! Hărnicuțele lui mama. Nu știu dacă voi ați văzut, dar eu am văzut. Nu foarte mult, dar bine că aduce. Hai să mai mergem și la altul. Sunt liniștite. Ia să văd dacă n-am reușit. Am reușit în schimb să mă filmez pe mine. Sunt foarte cuminți. Am lucrat la ei fără mască. Ia să vedem. Să nu-i dă ochiul la final. Uite, polenul a intrat în ordinici. Hai să așteptăm. Nu sunt foarte bune, multe, dar aduc polen. Am mai văzut una cu polen. Oho, ca lumea. Să aveți o zi frumoasă.